sâmbătă, 11 februarie 2017, mă aflu în municipiul Câmpina din județul Prahova, unde particip la expoziția Columbofila a UCPR Prahova. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un crescător căruia nu i-am mai realizat până acum un interviu. Este un campion al acestei grupări prahovene. Este din Comarnic, dacă nu greșesc. Domnul? Domnul Bucur Cătălin. Vă salut, domnul Bucur. Ce faceți? Am venit și noi astăzi la expoziția UCP, la Câmpina. Și cum vi s-a părut? V-ați aruncat un ochi pe acolo? Cum sunt porumbei? Porumbei frumoși, sănătoși. Punctaje bune, nu? Punctaje bune, crescători valoroși. Eu în ultima perioadă am auzit multe lucruri frumoase despre dumneavoastră, cu niște rezultate pe columbodrame deosebite, dacă nu greșesc. Da, și îmi făcea mare plăcere să vă întâlnesc, acum am avut ocazia. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Porumbei, rezultate, ce ne puteți spune pentru început? Da. Ce preferați să zburați? În campionat, pe columbodrame mai bine? De preferat la columbodrame, pentru că eu sunt plecat în Germania, timp. Nu prea am. Am încercat pe columbodrome. Anul 2016 a fost un an reușit, pot să spun. Spuneți-ne tot așa. Știgând locul 1 final la Arad. Exact. La FCI Arad. Și pe lângă au urmat și alte rezultate bune. Dar zburați și în campionat, știu, nu? Da, și în campionat zburăm. Încercăm să ținem pasul, chiar dacă este foarte greu. Este. Mai ales pentru mine. Este că e gruparea puternică și la noastră pe zona acolo și Comarnic e o zonă puternică din punct de vedere columbofil, nu? Da, și zona, crescătorii sunt valoroși, porumbei de valoare, iar eu unul trebuie să muncesc mai mult, datorită faptului că nu sunt acasă. Da. Cine vă ajută aici la porumbei? Cine vă ajută la ei? Da, mama mea. Ți să-i mulțumesc pe această cale. Am înțeles că vreau să fac ceva cu porumbei. Și mă ajută foarte mult. Știu, asta mai am discutat cu dumneavoastră, mi-a zis. Un program zilnic, care eu îl dau, scris. Și prin telefon am înțeles că vorbiți în fiecare zi, nu? Prin telefon vorbim tot ce mă refer aici pentru campionat. La porumbei îi urmăresc, am camere de la vederi. Îi urmăresc cum se antrenează, cum se comportă. Stabiliți echipa tot așa? Echipa o stabiliți tot așa prin... Da, da, la echipă, cu toate că am reușit să, la nivel de club și la crescător, am reușit să fiu în primii trei. Super! Mi se pare locul 1 viteză crescător, locul 3 demifond crescător. Deocamdată mergem pe viteză demifond și să încercăm și un pic de fond. Avem și ceva și pentru fond. Porumbei de unde îi aduceți? Da, porumbei. De unde porumbei? Să zic că am început de la Tristarul Valentin. Da. Am luat ceva porumbei. De fapt, și tatăl porumbelului locul 1 Arad este de la Tristarul Valentin. Să-i mulțumesc pe această cară pentru porumbei care are păsări bune, valida. Da, într-adevăr. S-au dovedit a fi niște porumbei buni, valoroși. Iar am mai cumpărat eu. Asta este ambiția mea. Am vrut să văd dacă eu pot și să fac eu, asta e deviza mea, să văd dacă pot să fac eu ceva. Și am început să achiziționez porumbei la licitație, după columbodrome. Asta a fost în 2013, am cumpărat locul 1 final alpin. Și după au mai urmat porumbei. Și ați avut mână bună, se pare. Da, da, bineînțeles. Mână bună, bani. Banii nu mai punem la socoteală. Nu am cumpărat ceva ieftin. Da. M-am nici scump, pentru că... Nici foarte scump. Am încercat să mă limitez acolo la o sumă. Iar mama porumbelului locul 1 Arad este cumpărată tot de acolo, de la Columbodrom Arad. A fost locul 20 finală, femeie de Gauss Gerhardt, Janssen Verkamer. Da. S-au nimerit acolo. Am avut noroc la pereche. Păstrați perechea pentru 2017 acum? Un pic cam greu. Încerc să mă ad o săptămână, mă uit printre ei. V-a stabilit deja perechile de matcă pentru anul ăsta? Da. De fapt, ei trebuiau să fie deja scriși la pereche. Așa o fac de 2 ani. De 2 ani îmi fac perechile, să știu, mă ajută finul foarte mult. La chestia asta să-mi bage la pereche, cum îi spun eu, anul ăsta nu i-am pus pe hârtie, să spun așa,
datorită faptului că am venit acasă și am zis să-i mai iau un pic la mână, să... Da, să-i mai analizați puțin, da? Și... Da. Da. Într-adevăr. Pentru 2017 ce proiecte v-ați făcut? Ce planuri așa acolo în Bofile? Fără niciun... Da, proiecte pe Columbodrom, mergem în continuare, încrezători. Mergeți în continuare, nu jucători de bază acolo. Să trimitem, să se trimite, de fapt, undeva la 50 de pui. Bun. Lot serios. În România, încerc să ajung și la Algarve. Super, ne uităm. Am avut și la Tenerife, dar da. S-a terminat înainte să înceapă. Un zbun, e altceva. Da, într-adevăr, e altceva. Mai și climă și... condiții diferite și climaterice și altceva decât la noi. Da, am trimis niște pui care nu ieșiți afară. Ei au arătat că voința ar avea, dar nu cred că i-au ajutat antrenamentul. Nu au ținut pasul cu cei lași porumbei care sunt trimiși și zburați în campionatul național. Sau porumbei sunt porumbei luați după Columbodrome și trimiși acolo. Și am înțeles. Exact. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, domnul Bucur. Vă bucur sincer că am avut ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră. De acum vă cunosc și personal și o să mă uit mai atent prin clasamentele atât naționale cât și pe Columbodrome pentru dumneavoastră. Și vă doresc în continuare mult succes și baftă. Cu stimă, toate cele bune.